Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Numele meu este Radu Puiu. Înainte de a începe discuția noastră, trebuie să facem referire la aspectele riscante pe care le presupun investițiile în active financiare. Astfel, trebuie menționat faptul că prezentarea noastră este realizată într-o manieră generală, iar aspectele discutate nu reprezintă recomandări de tranzacționare. Mai mult, instrumentele financiare implică riscuri, iar utilizarea levierului majorează aceste riscuri. În plus, Performanțele din trecut nu reprezintă niciun fel de garanție cu privire la rezultatele viitoare. În ceea ce privește piețele europene, acestea au încheiat sesiunea de ieri într-o manieră mixtă. Desigur, Performanțele au venit după ce a avut loc întâlnirea de politică monetară a Băncii Centrale Europene. În cadrul acestea s-a decis menținerea ratei dobânzii la nivelurile anterioare, iar pe de altă parte s-a anunțat majorarea programului de achiziționare de, de obligațiuni. Cu 500 de miliarde de euro, ajungând la un total de uh, 1850 de miliarde de euro. Mai mult, uh, durata acestui a fost uh, extinsă cu încă 9 luni până în martie 2022. Totuși, chiar dacă la prima vedere un astfel de raport ar fi considerat optimist de către piețe, problemele au venit pe măsură ce au fost raportate perspective mai slabe, mai puțin optimiste privind rata de redresare anului 2021. Astfel, Banca Centrală Europeană se așteaptă ca PIB-ul din zona euro să avanseze cu 3,9% în, pentru întregul an 2021, în timp ce prognozele anterioare este vorba despre valoarea prezentată în luna septembrie, indica o creștere economică de 5 puncte procentuale. Acest lucru ne indică faptul că apariția acestui al doilea val de, de infecție, al doilea val de al pandemiei a avut efecte mai ample decât se se aștepta inițial. Și această extindere a perioadei în care problemele persistă, duc la mai multă presiune asupra. Economii și în special asupra redresării acesteia, lucru care, desigur, se, se vede și la nivelul raportărilor financiare. Pe de altă parte, vorbim și despre faptul că liderii UE au reușit să ajungă la un acord privind, privind acel pachet de. privind bugetul european și au depășit o, o situație problematică. Astfel, în continuare, se va avansa cu planul de 750 de, de miliarde de euro către piețele publice pentru susținerea economiei. După ce Ungaria și Polonia au decis în timpul zilei de, de ieri în cadrul summitului UE să renunțe la, la voturile veto pe care le inițiaseră, le inițiaseră în trecut, privind propunerea ca fondurile europene să fie, să fie corelate cu aderarea la valorile europene, lucru care a deranja cele două state care în ultima perioadă au fost destul de des acuzate că nu respectă în totalitate valorile și principiile europene. Iar acest lucru dusese la o serie de tensiuni între cele două state și restul blocului comunitar. Totuși, se pare că se pare că această decizie s-a S-a îmbunătățit, iar în acest moment vorbim despre uh, o schimbare radicală de, uh, de, de perspectivă, cel puțin pe termen scurt. Dacă analizăm situația actuală de la nivelul graficului, vedem că în ultima oră prețul a suferit o scădere destul de, de amplă. La momentul actual nu cunosc ce informații au fost publicate în care să aibă potențialul de a determina o astfel de, de mișcare, dar putem verifica fluxurile de știri în ideea în care au, au apărut ceva informații. În, în timpul în care am început uh, discuția. Uh, este posibil ca acest val de, uh, de, de neîncredere să fie legat de comentarii negative referitoare la Brexit. Vorbim despre un oficial UE care a declarat că situația este dificilă, iar că principalele puncte de neînțelegere continuă să existe și probabilitatea unui nou deal Brexit devine astfel destul de, de accentuată. Pe de altă parte, vedem și informații conform cărora programul de cumpărare de active al băncii Centrale Europene ar fi plafonat la 500 de, de miliarde de euro. Mai mult, observăm o atitudine de neînțelegere, de tensiune între um, membrii Hawkish și membrii uh, Dovish din, din, uh, din cadrul băncii centrale europene. În acest context am asistat la o spargere hotărâtă a nivelului de suport de la 13.200 de, de puncte, iar acest lucru ar putea să le dea de gândit cumpărătorilor pe, pe termen scurt, întrucât ar putea să ducă la un nivel suplimentar de tensiune pentru aceștia, întrucât. Zona 13.200 de, de puncte era un nivel interesant, iar o uh, spargere uh, puternică și confirmată a acestei bariere ar putea să deschidă drumul către uh, o încercare de corecție din partea uh, vânzătorilor. În acest sens, ne putem aștepta la o scădere destul de, de amplă dacă avem în vedere că nu există niveluri clare de susținere în, în apropiere. Dacă vorbim despre piețele din SUA, acest. Au reușit să se redreseze uh, ușor spre sfârșitul sesiunii, recuperând o parte din terenul pierdut. Astfel, uh, vorbim despre o atitudine uh, care a fost uh, destul de împărțită din punct de vedere al uh, sentimentului. Pentru că, pe de-o parte, Um, au fost publicate ieri informații conform cărora a, au, se înregistrează progrese la nivelul discuțiilor legate de stimulente în SUA, dar pe de altă parte um, raportul privind cererile inițiale de, de șomaj a fost unul uh, dezamăgitor, ceea ce a uh, subliniat efectele negative ale pandemiei asupra în special asupra pieței forței de, de muncă, care vedem că tinde să fie tot mai vizată. Mai mult, um, stimulentele și aceste negocieri privind stimulentele uh, sunt cheie pentru redresarea pieței forței de muncă, întrucât la sfârșitul anului urmează să uh, expire un nou val de, de măsuri de ajutor pentru uh, pentru angajați, iar în cazul în care nu se va ajunge la un numitor comun pentru oferirea de noi stimulente, este posibil ca numărul de șomeri să devină mai ridicat, iar problemele pe, în piața muncii să se accentueze. În acest context, desigur, nu este de, de dorit, mai ales dacă ținem cont de o serie de eforturi care sunt realizate de către cele două tabere pentru a ajunge la o înțelegere. În acest sens, putem spune faptul că Republicanii și Democrații au reușit să cadă de comun acord pentru extinderea perioadei de finanțare cu o săptămână pentru a evita un posibil blocaj guvernamental astfel. Astfel, noua dată a fost extinsă de pe 11 decembrie, adică uh, astăzi, până săptămâna viitoare pe 18 decembrie. Tocmai în încercarea de a ajunge la, la un punct comun până uh, la intrarea în perioada de, de vacanță. Uh, în acest context... Ultima, următoarea săptămână ar putea să fie una destul de importantă pentru piețele americane, mai ales dacă ținem cont de, de acest aspect. Trebuie spus că totuși informații pozitive vin din partea vaccinului, unde în SUA ieri a avut loc o întâlnire a Food and Drug Administration și Consiliul de. Um, și un consiliu al acestora a recomandat aprobarea de urgență a uh, vaccinului produs de către Pfizer și, și BioNTech. Prin urmare, oferirea acestei recomandări a marcat primul pas în drumul către uh, primirea acceptului din partea instituției. Uh, mai mult, de cele mai multe ori, uh, în momentul în care acest panel de acest panel de, de consiliere a oferit un răspuns favorabil și instituția a urmat exemplul exemplul indicat de către de către acest panel, prin urmare este posibil să asistăm la primirea acordului în următoarea perioadă. La nivelul graficului Vedem că în ultimele zile prețul a atins să traverseze o serie de minime și maxime în scădere. Totuși, acest, acest ușor val descendent nu este neapărat îngrijorător, cel puțin pentru moment, având în vedere că prețul se apropie de un nivel de susținere. Se vorba despre zona 3683 de puncte. Care în trecut a reprezentat o rezistență destul de, de solidă, și care s-a -a lăsat greu doborâtă de către cumpărători. Mai mult, doborârea acestea a dus la dezvoltarea unei mișcări ascendente destul de ample. Prin urmare, vorbim despre o evoluție destul de, de interesantă. În acest sens, ne putem aștepta la o respingere la 3683, dar uh, rămâne de văzut dacă va avea loc o schimbare de atitudine până la momentul dat.